Potrivit responsabililor, buletinele de identitate vor fi eliberate gratuit, așa cum o mare parte din categoria vizată sunt imobilizați la solicitare, la ei se va deplasa o echipă mobilă. Pentru a schimba pașaportul este nevoie de certificatul privind grupa sanguină și actele de stare civilă eliberate gratuit. Vor fi organizate și oficii comune. Deci cetățenii vor veni și nu va trebui să meargă separat la oficiul stării civile sau în altă parte după certificatul de grupă sanguină. Mai mult, oamenii vor putea să împuternicească prin procură o persoană care le va reprezenta interesele. Deocamdată nu se știe ce se va întâmpla cu persoanele care nu vor reuși să își schimbe pașaportul în timp util sau vor refuza să o facă. Din 1 septembrie, deci nu se va mai putea vota cu pașaportul sovietic, dar ca act ce reprezintă identitatea poate fi încă o perioadă. Dar eu zic că astea sunt niște presupuneri ale mele. Acum urmează să mai discutăm împreună cu colegii de la interne pentru a veni cu o formulă comună. În acest scop, din buget s-au alocat 27 de milioane de lei. Potrivit statisticilor, în Republica Moldova sunt 220.000 de posesori ai pașapoartelor sovietice. Natalia Sareoglu, Vitalie Sobol, pentru Cotidian.